Autopalparea lunară și controlele medicale de rutină sunt esențiale pentru vindecarea cancerului mamar. În sezonul rece, tenul are nevoie de o atenție specială pentru a preveni uscarea și îmbătrânirea prematură. Controlul medical la distanță este o realitate. Medicii pot pune un diagnostic precis prin intermediul unei aplicații conectate cu peste 900 de clinici și cabinete medicale din țară. Începe Sănătate cu Stil. Bun găsit tuturor, cu șanse de vindecare de peste 90% dacă este diagnosticat la timp, cancerul mamar face totuși aproape 4.000 de victime anuale în țara noastră. Motivul este ușor de intuit. În lipsa unor programe naționale de screening, femeile ajung la doctor doar când se simt foarte rău, iar tratamentul nu le mai poate aduce vindecarea, ci doar o prelungire a vieții. Autopalparea lunară a sânului și programarea la un consult medical pentru orice modificare apărută este cea mai utilă și mai ieftină formă de prevenție. Cancerul mamar continuă să reprezinte una dintre principalele cauze de deces în rândul femeilor de peste 40 de ani, iar în fiecare an, aproximativ 7.000 de românce sunt diagnosticate cu această boală. Din păcate, apare din ce în ce mai des și la femei tinere, care amână deseori nejustificat vizita la medic. Acum, cancerul de sân, ca și toate cancerele, în primul rând constă într-o proliferare necontrolată a unor celule care inițial au fost celule normale, ținând de un organ, și au căpătat niște proprietăți morfologice aberante și nu mai îndeplinesc funcția. De ce apare boala? Asta este o întrebare la care se încearcă răspunsul de foarte mulți ani în ceea ce privește toate localizările neoplazice, inclusiv cancerul de sân. Sunt tot felul de studii care au arătat importanța anumitor factori în apariția anumitor forme de cancer, dar lucrurile nu sunt absolut standardizate. Printre factorii de risc ai cancerului de sân, așa cum știm cu toții, sunt vârsta, încărcătura genetică, respectiv antecedentele familiare, dacă avem sau nu avem pe cineva cu cancer de sân în familie, alăptarea, precum și factori care țin de alimentația noastră și de stilul nostru de viață, pentru că s-a dovedit că obezitatea este unul dintre factorii importanți de risc, la fel și de sedentarismul. Cosmina este supraviețuitoarea cancerului de sân, iar astăzi conduce o asociație de sprijin pentru aceste paciente. A descoperit singură nodulul și atunci când diagnosticul inițial nu a convins-o, a cerut o a doua opinie. Trebuie să avem încredere în intuiția noastră. Personal am simțit nodulul încă din 2012. Am mers atunci la ginecolog, dar mi-a spus că să stau liniștită, că nu este nicio problemă, erau canalele, ductele, de fapt, rămase cumva înfundate post-alăptat. Însă intuiția mea îmi spunea că altceva este și am mai așteptat un an de zile pentru că m-am gândit că nu am eu cum să știu exact ce simt în corp. Simțim. Noi femeile simțim foarte clar. Avem această intuiție extraordinară care ne ajută. Trebuie însă să învățăm să exersăm mai bine și să ne conectăm mai bine la corpul nostru. Deși constituie o suferință extrem de traumatizantă pentru femei, cancerul mamar poate fi prevenit și, dacă este descoperit în stadii incipiente, se tratează și se vindecă. Se poate identifica prin autopalpare. Autopalpare care întotdeauna recomandăm ca toate femeile să-și facă autopalparea sânului cam o dată pe lună, respectiv după perioada ciclului menstrual, ca să nu fie influențată sensibilitatea de modificările care apar de obicei premenstrual. Dar în afară de autopalpare, cred că mai important este să ne adresăm unui serviciu de imagistică a sânului care poate să facă verificări ecografice sau mamografice în funcție de vârstă și să ne asigure că totul este în regulă sau că avem anumite modificări suspecte. Este important să le convingem să meargă la controle periodice, numai așa le putem păstra lângă noi. Știm bine că această boală descoperită tardiv
face victime, dar și în cazuri, în cazul descoperirii incipiente a oricărei forme de cancer, cancerul este curabil. Știm bine că mamografiile se fac gratuit cu trimitere de la medicul de familie și este bine să informați doamnele în acest sens, dar ecografiile nu sunt decontate de statul român, ci încercăm să strângem fonduri și ecografiile se adresează în special tinerilor doamne până în 42 de ani, iar după 42 de ani nu că n-ar fi indicată ecografia, ci ar merge și investigația cu mamografie. Conform reglementărilor internaționale, screeningul de masă al cancerului de sân debutează la 50 de ani, deoarece incidența este mai mare. Asta nu înseamnă însă că boala ocolește femeile mai tinere, de aceea investigațiile imagistice sunt recomandate la orice suspiciune. Indiferent de histologia bolii, indiferent de toate celelalte condiții, reușita și succesul tratamentului este cu atât mai mare cu cât formațiunea este mai mică. Și deloc de neglijat tratamentele mult mai puțin costisitoare și mult mai puțin mutilante. Foarte important de reținut asta. Dacă noi descoperim o boală într-un stadiu mic, când ea încă nu este palpabilă, atunci, în general, nu vorbim despre chimioterapie care va duce la căderea părului. În general, nu vorbim despre mastectomie care va duce la pierderea sânului. Adică nu vorbim despre tratamente care afectează în mod puternic calitatea vieții pacientelor. Atunci, în situația aceasta în care, în cele mai multe cazuri, descoperim o tumoră mică, chirurgia poate fi asociată cu radioterapia, unicele metode sau singurele metode care pot asigura curabilitatea cazului. Așadar, diagnosticarea precoce prin autoexaminare și efectuarea controalelor medicale de rutină sunt esențiale pentru vindecarea cancerului mamar, iar un stil de viață sănătos și o dietă adecvată pot preveni apariția cancerului de sân. Ne aflăm în acel moment al anului în care cămara s-a umplut de bunătăți. Borcanele cu gogoșari, castraveți sau varză murată vor servi drept garnitură ori salată până primăvara viitoare, când ne vom putea bucura din nou de legume proaspete. Până atunci trebuie să știți însă că murăturile nu sunt doar gustoase, ci și sănătoase. Secretul este să fie preparate după metoda tradițională, cu apă, sare și condimente după gustul fiecăruia. Murăturile reprezintă una dintre cele mai sănătoase garnituri datorită aportului de probiotice, vitamina C, fibre solubile și insolubile. Nelipsite de pe mesele românilor în timpul sezonului rece, murăturile au o mulțime de beneficii pentru organism. Astfel, antioxidanții pe care îi regăsim în murături luptă împotriva radicalilor liberi. Aceștia sunt substanțe chimice formate în mod natural în corp, care distrug celulele și declanșează boli precum cancerul ori bolile de inimă. Spre deosebire de legumele gătite, murăturile își păstrează intactă cantitatea și calitatea de antioxidanți, vitamina C, beta-caroten, licopen și așa mai departe. Bacteriile probiotice din murături și din zeama acestora favorizează digestia prin hrănirea microbiomului. Atât de important pentru imunitatea noastră și starea de sănătate a creierului și a întregului organism. Mai ales în perioada în care urmăm un tratament cu antibiotic, flora de probiotice este distrusă, așa că e indicat consumul de murături. Este vorba despre legumele murate după metoda clasică în saramură, nu despre cele murate în oțet. De asemenea, legumele murate au un conținut bogat de vitamina C, A și K, precum și de minerale de preț, precum fier, calciu și potasiu. Acestea ajută la consolidarea sistemului imunitar, previn și tratează anemia, întăresc oasele și asigură sănătatea aparatului vizual. Murăturile au și o funcție hepatoprotectoare, scăzând toxicitatea de la nivelul ficatului. Din nou, este vorba despre murăturile puse în casă, care nu conțin conservanți și aditivi. Metoda tradițională de murare presupune folosirea unor ingredienți
ingrediente precum apă, sare și diverse condimente sau ierburi, piper, mărar, tarhon, cimbru. Unele persoane introduc usturoi și ceapă în zeama de murături sau ardeiuți pentru aromă mai specială și un gust ușor picant. Prin fermentare, toate aceste ingrediente dau naștere la bacterii sănătoase care ajută la reglarea microflorei și la întărirea imunității. Pe de altă parte, murăturile nu sunt pentru toată lumea. Suferinții de boli renale, hipertensivii sau cei care prezintă insuficiență cardiacă, dar și diabeticii, bolnavi cu afecțiuni gastrice sau hepatice, ar trebui să le evite din cauza conținutului destul de ridicat de sare. Sezonul rece, pielea are nevoie de o îngrijire mai atentă, altfel orice leziune poate declanșa un episod inflamator grav. Cele mai expuse sunt persoanele care au deja tenul uscat sau sensibil, iar vântul și temperaturile scăzute accentuează senzația de disconfort. Dușurile călduțe, cremele puternic hidratante și uleiurile naturale sunt cei mai buni prieteni ai tenului în această perioadă. Dacă acestea nu dau rezultate, adresați unui specialist. În special în sezonul rece, tenul are nevoie de hidratare și îngrijire suplimentară, deoarece vântul și temperaturile scăzute duc la o îmbătrânire prematură. O dată pe lună, minim, un tratament este necesar. Dacă este acasă sau dacă este la salon, este important să avem grijă, pentru că el are nevoie de îngrijire suplimentară și mult mai atentă. Mai nou avem și partea aceasta în care o parte din pielea noastră este sub mască, masca de protecție, și transpiră și suferă alt tip de tratament termic, pe lângă și jumătatea cealaltă de piele în care este vizibil expusă la praf, și atunci o dată pe lună este neapărat nevoie. Nu e nevoie de tratamente sofisticate la salon, dar o condiție de bază este ca produsele cosmetice pe care le utilizăm să conțină ingrediente naturale. Spre exemplu, un set de măști zilnice cu extracte din plante și celule stem pot fi aplicate ușor, în confortul propriei locuințe. Avem 6 pași: calmare, hidratare, hrănire, îngrijirea porilor, lifting și luminozitate, iar ingrediente naturale ar fi, de exemplu, aurul coloidal, extract de melc, extract de dud. Ele sunt eficiente deoarece, intrând în țesutul pielii, activează cei 365 de factori de creștere pe care pielea de-a lungul timpului îi pierde. Se dă prima foaie jos, iar aceasta face o aderență foarte bună cu pielea. Practic, se lipește pe față ca o a doua piele. Celulele stem conțin factori de creștere care joacă un rol esențial în diviziunea celulară și producția de colagen și elastină, dar și proteine. Aplicate direct pe piele, aceste două componente ajută la estomparea ridurilor fine. Celula stem umană, așa cum spun cu specialiștii, este celula miraculoasă, care face miracole atât în medicină cât și pe partea de îngrijire zilnică. Ea, intrând în țesutul pielii, împreună cu ingredientele naturale, activează de exemplu colagenul sau elastina, pentru că tenul la finalul tratamentului, pe lângă faptul că este vizibil, mai sănătos, se vede că tenul este mult mai întins, mult îmbunătățit față de cum era înainte de a începe acest tratament. Pentru rezultate cât mai bune, aplicați cremele și pe gât, decolteu și mâini, zone care odată cu înaintarea în vârstă devin tot mai vulnerabile în fața îmbătrânirii premature. Thank you.
Există numeroase studii care demonstrează că prevenția salvează vieți. Mâncatul sănătos, exercițiile fizice și realizarea periodică a analizelor și a testelor de screening sunt cele mai bune metode prin care putem avea grijă de noi. Cu atât mai mult în contextul pandemiei, este important să ținem legătura cu medicul, iar acest lucru se poate face și de la distanță. Cu ajutorul unor platforme dedicate, pacienții pot fi evaluați și diagnosticați rapid, pentru ca apoi să fie direcționați și programați la serviciul medical recomandat. În baza unui abonament care se poate achita online, pacienții pot avea acces rapid la o rețea vastă de clinici medicale și săli de fitness din toată țara. Un instrument extrem de eficient este Symptom Checker, un sistem disponibil pe telefon prin care pacientul este consultat la distanță și apoi direcționat către serviciul medical specializat în doar câteva minute. Una dintre noutățile pe care le-am lansat în anul 2021 este un sistem care, pe bază de inteligență artificială, evaluează simptomele fiecărei persoane în maximum 3-4 minute și face o recomandare pentru ca utilizatorul să se programeze și să poată beneficia de un serviciu medical într-una din clinicile noastre. Pentru început, pacientul răspunde câtorva întrebări generale pentru a-i stabili profilul. Sexul feminin, vârsta este de? 24. Mulți înainte, 24 de ani. Și va trebui să bifăm câteva informații generale. Ești sau nu însărcinată? Nu. Nu. Ești supraponderală sau obeză? Nu. Nu. Fumezi? Nu. Foarte bine. Ai suferit recent o leziune? Nu. Nu. Ai colesterolul crescut? Nu. Nu. Știi dacă ai hipertensiune arterială? Nu. Nu. În aplicație poate fi indicată o anumită zonă a corpului unde sunt probleme sau răspunsurile pot fi scrise. Termenii folosiți sunt foarte uzuali, nu de specialitate, astfel încât descrierea să fie cât mai ușoară pentru pacient. Spune-mi, te rog, care sunt simptomele care te deranjează? În momentul ăsta am o durere la nivelul urechii drepte. Haideți să începem simplu, criem ureche. Da. Și avem o serie de răspunsuri predefinite, da? de indicații. Spune-mi, te rog, ai spus durere, da? Da. Urechea doare. Altceva? Mâncărime, tot la nivelul urechii. Mâncărime în ureche. Da. Da? Altceva sau? Înainte? Inflamație. Inflamație. Da. Tot la nivelul urechii. Da, da, da. Inflamație lângă ureche sau în ureche? Lângă. Lângă ureche. Apoi, sistemul vine în întâmpinarea bolnavului cu întrebări tot mai specifice pentru a putea pune un diagnostic cât mai precis. Prezentați vreunul din următoarele simptome. Secreții ale urechii. Durere în spatele urechii. Inflamație în interior, ureche înfundată, eritem în spatele urechii sau hipoacuzie? Durere în spatele urechii. Durere în spatele urechii. Și ureche înfundată. Ureche înfundată. Se înrăutățește durerea dumneavoastră atunci când atingeți sau apăsați zona din jurul urechii? Da. Ne-ai spus deja că da. Ai febră? Nu. În baza răspunsurilor date de utilizator, atât concluzia sistemului, cât și cea a medicului care a asistat la discuție, este aceeași. Există o suspiciune de două diagnostice, în opinia. Unul ar fi de otită externă, okay. Celălalt ar fi de un top de cerumen. Uh-huh. Tocmai de aia și ultima întrebare văd că a fost dacă are o inflamație sau ganglioni adenopatii ceva. Vă invit să ne uităm pe ecran. Acestea sunt rezultatele pe care sistemul nostru ni le... sau cumva suspiciunile pe care sistemul ni le arată. Ceea ce este, într-adevăr, și ați intuit din nou foarte bine, este faptul că recomandarea pe care noi o facem este ca Mădălina să consulte un medic în termen de 24 de ore.
Rezultatul va fi salvat în dosarul medical electronic al pacientului și poate fi accesat ușor de către medicul specialist. Spre deosebire de informațiile găsite pe internet din surse neavizate, sistemul recunoaște cu precizie simptomele și îl direcționează pe pacient exact la serviciul de care are nevoie. În momentul în care pacientul caută pe Google, el va citi, să zic așa, într-o manieră subiectivă, adică își alege informațiile în care el se regăsește și atunci va tinde să creadă că este o problemă mult mai gravă. De obicei, pacienții care vin la mine și citesc pe Google au impresia că au o boală tip cancer, da? Foarte gravă. Foarte gravă. Nu pune un diagnostic cert. Uh-huh. Și practic ajută pacientul să nu mai piardă un timp pe drumuri la alți medici, să se plimbe de la un medic la altul, sau să creadă, îl direcționează, îi dă o direcție corectă și îi scurtează timpul de așteptare. Pasul următor este programarea la medic, tot prin intermediul sistemului, la cea mai apropiată clinică, indiferent unde se află utilizatorul. Mizăm întotdeauna pe faptul că după ce pacientul, utilizatorul, a aflat care este specialitatea la care trebuie să ajungă, care este nevoia pe care o are, trebuie să meargă la o consultație, are posibilitatea să caute în orașul unde se află, da? Mădălina se află în București, și primește o listă în ordine alfabetică a clinicilor din rețeaua noastră, toate clinicile care oferă serviciul de care ea are nevoie și unde poate găsi medicul specialist la care trebuie să ajungă. Bineînțeles că are posibilitatea să vadă aceste clinici în ordine sau poate să le vadă pe hartă și să-și aleagă cea mai apropiată clinică de locația unde se află, care poate fi la birou, poate fi acasă, sau poate că Mădălina se află în concediu și această problemă a apărut într-un moment total nepotrivit, dar chiar și atunci poate să primească ajutor în cel mai scurt timp. Începând cu luna decembrie, serviciul va deveni disponibil și pentru pacienții între 0 și 18 ani. Astfel, mămicile vor putea primi recomandări și sfaturi medicale în cel mai scurt timp posibil. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare și nu uita, asumă-ți și tu un stil de viață sănătos. Acest program poate